Weekendul canicular care tocmai s-a încheiat a provocat o adevărată invazie de turiști pe litoral. Fiecare s-a dus acolo unde i-a permis bugetul. Cei fără prea mare dare de mână s-au dus în partea de sud a litoralului, unde prețurile sunt rezonabile. Cei pentru care însă fițele sunt o parte esențială a vieților s-au dus în Mamaia, acolo unde nimeni nu se uită la bani când vine vorba să epateze cu mâncăruri sofisticate și cu băuturi scumpe. În Mamaia, muzica se aude în boxe, iar animatoarele sunt neobosite. În bătaia soarelui, parcă au tot mai multă energie și fac atmosferă pentru turiștii veniți să se relaxeze. Paturile de pe plajă sunt pline, iar în bucătării se prepară mâncăruri delicioase. Fructele de mare sunt la mare căutare. Cum le preparați? Se fierb în apă, cu mirodenii, după care se fac sosurile și cele trei feluri de midii pe care le dăm noi aici. Caracatița este și ea deliciul cerut de toți pentru 45 de lei porția. E un amestec de ulei de măsline cu ulei de susam. După aia caracatița se pune pe grătar. Trebuie să stea puțin, circa 3-4 minute pe o parte, mai mult nu, că se întărește. Când ajunge pe farfurie, caracatița este irezistibilă. Este o garnitură făcută din morcov, pătrunjel și ardei iute. Preparatul este pentru Eliza și Ilinca, înfierbântate sub razele soarelui. Acum ne-am gândit caracatiță, că am zis că merge în ton cu marea, cu așa, fructele de mare sunt plăcerea noastră. Prețurile sunt foarte accesibile aici. Și nu e tot. Fetele s-au răcorit apoi cu un platou cu fructe asortate. La cât de cald e afară, e cazul și de puține fructe, nu? Cele mai sănătoase. La bar, alt răsfăț. Șaturile colorate fac senzație. Este un mix relativ ușor, pe bază de sirop de grenadin, curaçao, portocală, lime. O să înceapă de la 100 de lei până la 175 de lei. Este vacanța perfectă în care, dacă bugetul e mare, nu lipsește nimic din ce înseamnă lux și pofte alese. Pește, vinul aici, pe plajă, direct. Merge foarte bine, avem gheață la el, umbră, marea e aproape, fetele sunt pe partea alaltă, se bronzează. Băieții, separați!